Salutare, oameni buni, și bine ați venit în familia Comerzan. Comerzan Senior and Comerzan Junior. What's your name, Comerzan Junior? My name is Nicolas. Băi, cincoi. Deci, astăzi dedicăm o rețetă împotriva risipii de alimente. Știi ce e asta, Nichi? Eu, ca bucătar, în general nu iubesc când lucrurile se aruncă, mai ales într-o bucătărie profesională. Spălăm bine morcovul, spălăm bine bostanielul, când se curăță, toate astea sunt deoparte, se face un bulion care îți permite să faci o rețetă mult mai gustoasă, mult mai interesantă. Nu trebuie de aruncat mâncarea, da? Că noi suntem mult, în jur de 8 miliarde pe planeta asta. Nichi, trebuie să gătim astăzi o rețetă care și copiii pot să o gătească acasă. Tu poți să faci, mă măriguț? Nu poți să faci, mă măriguță? E simplu ca bună ziua, tati cât te învață. Și să facem cotocăniță de legume, fără cărniță. Bun. Rețeta de astăzi este susținută de Banca de Alimente și... Kaufland. Bravo! Kaufland Moldova. Thank you! Let's go! Vreau un pic de apă, pe jumătate, te rog frumos. Suficient, Nichi. Suficient. Suficient! N-auzeam că tu vorbeai cu mine. Ce-am găsit noi astăzi în frigider? O roșie, mai tineri și acolo. O roșie cer un pic mai boțete. Două șperci, un ardei gras, un alt ardei, o roșie exact la fel. Un bostanel care este stăvălit acolo dincolo. Tineri și aici, un usturoi și o bucată de cașcaval. Iarăși, sunt o grămadă de rețete interesante cu ingrediente zero. Spaghetti aglio olio peperoncino. Simplu ca bună ziua. Desoară noi rămâne pâinea, nu? Ea că cu pâinea luați-o, prăjiți un pic în tigaie cu un pic de ulei și usturoi și o folosiți în loc de parmezan. Asta o să fie partea crunch în spaghetti. Sos de roșii cu iarăși pâine. Legumele. Desoară să aruncă legumele sau fructele. Așa este, nu? A prins tu? Hai! Și totodată, am să te rog frumos, să pui un pic de sare în apă. Tati, mai pun sare? Cât sare ai pus? Atâta. De 3 ori, tati, pune de 3 ori. Și poți pune și un pic de ulei, ceapă rămasă de la altă rețetă. Am să te rog frumos să pui și un pic de ulei în tigaia cealaltă. Așa, da? Un pic mai mult. Bravo, Nichi. Nichi, îți dau o spatulă, uite asta. Eu am să adaug legumele, dar tu treptat o să mestici în tigaia, bine? Și am să te rog totodată să mai adaugi un pic de sare. Tăiem cu buleț, nu contează, dar trebuie să facem o tocană, simplu, simplu. Ai obosit la școală, este? Este. Văd că ai obosit, că stai așa, cotul pe masă, știi? Ca Big Boss. Și vreau să mestici aici. Hai, dragul tati, facem mămăliguță. Nichi, ia zic, cât de des noi gătim mâncare împreună? Rar. Rar, este? Mai mult am gătit împreună în pandemie, așa e? Da. La toți care ne privesc, ia zi tu, ce bucate gătești tu? Scramble eggs, salate, de obicei ceva easy, care și copiii de vârsta mea ar putea să facă. Paste? Odată sau de două ore am făcut. Bravo. Și apoi fac și pelmeni. Pelmeni? Dar care e materia ta preferată la școală? Engleza și istoria. Nice. Am crezut că îi spui educația fizică, așa cu taică. Ce facem noi? Prăjim legumele treptat, bostănei, după care dovleacul. Cine faci cea mai gustoasă supă cremă de dovleac? Mami. Bravo. Deci da, sunt ingrediente pe care noi chiar le folosim acasă. Apropo, eu am o curiozitate despre dovleac, noi am învățat în clasa a 4-a sau a 3-a, că el ajută foarte mult la vedere. Da. Mă rog, în general e foarte bun pentru sănătate și mulți specialiști ne recomandă să mâncăm cât mai mult dovleac și în plăcinte și în așa. Diferite rețete. Bravo. Este așa ceva, dragul tati? În general, toate legumele sunt benefice. Și un alt lucru, să faceți porții exact cât mâncați. Dar să știți că în jur de 300 de grame e suficient de mâncare. Am să te rog să mai adaugi un pic de sare și piper. Aici avem o roșie care tot era în frigider. În general, dacă nu știți ce să faceți, au rămas ceva ingrediente, că nu știți. O roșie și un pic de busuioc, spaghetti jos și
în 15 minute aveți o rețetă superbă. Nu vreți mămăliguță în rețeta asta? Faceți un piure din cartof. Apropo, poți să faci piure din cartof? Piure? Nu. Nu cred, dar am văzut pe mame cum faci și cred că e destul de ușor. Este așa ceva. Doar fier din cartofi, i-am pisat un pic, sare, piper și am adăugat tot ceea ce ne place, un pic de ceapă verde. Sau dacă nu, putem să adăugăm un pic de parmezan. Îmi dai voi, te rog, un pic la legume. Uite așa. Am să te rog să mai adaugi un pic de sare și piper. Desuori să cumpără verdeața, ca pătrunjelul, mărarul, da? Și pur și simplu să lasă în frigider. Nu. Ați luat-o, ați cumpărat-o, ați tăiat-o toată mărunt, ați folosit, ați avut de folosit în mâncare, după care într-o caserolă închisă la congelator. După asta o folosiți exact ca proaspăt. Bucățele mici de cașcaval. Le curățați, le dați în răzătoare, le băgați la congelator. Când s-a îngrămădit un pic mai mult, faci, nu știu, o lasagne cu cașcaval, iarăși o pastă, un risotto, Da? Doar trebuie un pic să ne concentrăm asupra ceea ce avem în frigider. Mai puțină risipă, mai mult bine. Este sloganul campaniei naționale anti-risipă alimentare, care va avea loc și în acest an. Organizată deja al treilea an de către Banca de Alimente în parteneriat cu Kaufland Moldova. Primul retail din țară. Ce înseamnă Banca de Alimente și de ce această campanie este importantă? Banca de Alimente este un mecanism inovator în Moldova, care recuperează produsele alimentare din magazinele agroalimentare și le redistribuie în servicii sociale, care au grijă de persoanele social vulnerabile. Scopul campaniei este sensibilizarea tuturor, a societății, agenților economici și autorităților publice privind problema risipii. În acest an, pe 26 noiembrie, va avea loc o mare colectă de produse alimentare în magazinele Kaufland, cu implicarea a zeci de voluntari. Ca să înțelegeți mai bine, anul trecut au fost adunate circa 3,7 tone de produse care se transformă în porții de mâncare caldă pentru oamenii nevoiași din peste 42 de centre sociale. Și asta nu e tot. Până la finele lunii noiembrie, în 10 instituții de învățământ din Chișinău și regiuni va fi desfășurată o caravană a atelierelor antirisipă pentru peste 1000 de elevi a claselor primare. Este o premieră pentru țară. Educația celor mai mici. La sfârșitul campaniei vom fi lăsat și un ghid de prevenire a risipii de alimente care va explica într-un limbaj simplu cum să consumăm mai responsabil. De la începutul activității sale, Banca de Alimente a reușit să recupereze și să redistribuie peste 541 de tone de produse alimentare. Ce pot să-mi spui? Am doar cuvinte de laudă. Bravo! Ce condimente ți-ar plăcea să punem în tocănița noastră? Paprika! Oregano. Curry. Nu, a? Nu suntem obligați să spunem condimente, dar dacă tu dorești, putem să le facem așa un pic mai gustoase, știi? Poate un pic de paprika. Un pic de paprika? Da. Deci, sosul ăsta, noi am hotărât să facem o măliguță. Dar iarăși, se potrivea bine cu un orez fiert, se potrivea bine cu o pastă, se potrivea bine și cu un piureu. Stai că cașcavalul ăsta, uite așa cu buleță. Adăugăm un pic de cașcaval aici? Da. Da, bineînțeles. Ulala, dăm focul mai încet, lăsăm cașcavalul să se topească în nițel și tati îți gătește un pic de verdeață. Îi pui capacul, găsești jos un capac, te rog, frumos să-l pui. Uite aici jos. Tu știi unde stau capacii. Da. Punem un pic de verdeață. Sare, piper, ai gustat cât sare ai pus sau nu? Nu. Nu, a? Tate, dar eu avem o întrebare. Da, te rog. La tine. Dar, de exemplu, totuși vorbim despre să nu risipăm. Da. Când, de exemplu, la restaurant un om nu reușește să mănânce tot, voi ce faceți cu mâncarea rămasă? Ne străduim și o dăm la pachet. Foarte bună întrebare, bravo. Adăugăm, uite așa, un pic de verdeață. Poți să amesteci nițel, tati faci un pic de curat și cred că în 3 minute putem să facem platingul la farfurica noastră. Mă interesează dacă la gust este ok. Vezi că am încredere totală în tine. Prin frigider ați găsit acolo niște capere, pom în tocăniță. Vânătă, este o vânătă, o bucată de vânătă în tocăniță.
Deci cum e? Bun. Un pic e fierbinte. Are sare? Mai trebuie un pic? Oare n-am amestecat eu bine, oare mai trebuie un pic de sare? Eu cred că n-ai adăugat destul sare. Hai mai adaug un pic de sare. Ori e prea fierbinte, nu știu asta. Ori e prea fierbinte. Nu e prea fierbinte, că erai sunt sarea, dragul toate. Ne pun încă un pic, dacă tot spui că n-o pun. Hai, mănâncă de 3 ori de fiecare dată. 3 ori? Dumnezeu iubește de 3. Bravo. Okay. Și acum amestecă. Deci ai amestecat bine sau nu? Da. Ha? E ok? Da. Facem plating-ul, tatițeu, farfurică. Ulala, ce mămăliguță faină avem noi aici. Da? Asta e ca să punem peste mămăliguță, bine? Eu am să adaug și un pic de ulei de casă, că mi-mi place foarte, foarte mult. Așa. Să-mi pui și mie. Da, acum tu faci plating-ul, gata? Acum tu, băiatule. Eu cred că la mine n-a să fie atât de frumos ca la tine, da? Important e să fie gustos. Exact la fel. Drept, exact la fel. Gata? Te puși de mâncat? Te puși de mâncat, e? Flumânzără. Este? Ai obosit să gătești? Nu, mi-ar fi plăcut să mai gătim. Încă. Încă? Da, mai gătim. E bine să gătim. Deci, ce mesaj transmitem la prietenii noștri? Să nu irosim mâncarea. Să nu irosim mâncarea și să gătim și să fim atenți la cât cumpărăm, da? Da. Și să ne uităm mai des în frigider. Da? Da. Și să dăm prioritate la alimentele care se deteriorează mai rapid. Da? Și cumpărați mai des. 3 ori pe săptămână. Puțin și des. Și exact la fel și cu gătitul. Porții mai mici. Mamă, cum se întinde cășcăvalul ăsta. Da. Bun. Bun. Să simți uleiul de casă de floarea soarelui. Ia zi. Și mai lipsește un pic de sare. Da? Dar e nice. Nu? Foarte bun. Te-ai învățat o rețetă, nu? Așa că când toate noi acasă, gătești. Da. Ne vedem vinerea viitoare. Hai mai convins un pic. Că ai mâncat mămăliguță și trebuie să fii mai puternic. Ne vedem vinerea viitoare. Ha!